Suntem astăzi predatori. Dacă tot suntem la final de iulie și cam mulți dintre noi suntem în vacanță și eu sper ca mulți dintre dumneavoastră să fiți prin România, chiar dacă asta câteodată mai creează o medie de 53 sau 57 la oră între două orașe Transilvanie, să zicem. Am invitat alături de mine pe Adriana Sohodoleanu. Bine ai revenit, Adriana! Bine te-am regăsit! Cu care vreau să vorbim despre destinații culinare. Ce putem mânca prin țară, cum evoluează bucătăria românească, pe unde putem să găsim feluri de mâncare bune, restaurante bune. Din cauza de regulile de CNA, nu vom spune la cârciuma lui X, dar vom spune zonele și dumneavoastră care le ascultați le veți identifica căutându-le pe diverse site-uri sau din vorbă în vorbă. Adriana, tu n-ai avut de lucru și ai studiat niște ani buni și ai făcut un doctorat pe noua bucătărie românească, nu? Corect. N-ai avut de lucru, chiar ai avut, că nu l-ai făcut foarte ușor. Au fost 5 ani în care zic eu că am avut destul de lucru. Păi atunci hai să ne spui de prin experiențele tale, apropo de ce se poate mânca un standard cu care cumva nu dai greș, ce poți să găsești pe clisura Dunării sau în Bihor sau la Constanța, de unde tocmai ce ai venit tu pentru această emisiune. Corect. Să o luăm cumva pe bucățele. Hai să o luăm așa, că vin din județul Constanța. Unde și de familie și de chiar familie, acum direct. Da, familie extinsă. Și ieri am mâncat la un restaurant foarte simpatic pe plajă, în cadrul unui hotel butic, un borș de pește lipovenesc, care avea somon. Și a spune că acesta nu e un standard. Începem puțin invers. Unul din lucrurile care se întâmplă în țară este că multe restaurante au început să introducă din ce în ce mai multe rețete locale, românești sau ale etniilor cu care împart pâinea și sarea. Și e un lucru minunat că poți să găsești acum și plăcinte tătărăști lângă ciorbe românești. Însă e bine cumva să păstrăm autenticitatea rețetei și să nu punem somon în borș sau în storceag, că am mai auzit că se face storceag acum și cu somon sau cu somn în loc de sturionul care este practic obligatoriu pentru această rețetă. Păi, este obligatoriu, dar dacă, de exemplu, nu-l ai sau dacă îl cumperi mai ușor pe celălalt, dacă nu-l ai, spui, minți puțin cumpărătorul, dar îi dai o mâncare gustoasă, nu? Nu e corect. Nu, eu nu sunt de acord aici. Eu cred că ar trebui să spui un fel de storceag. Storceagul casei. Noi îl facem cu somn sau îl facem cu somon. Trebuie să îi spui omului că nu va primi ceea ce știe. Pentru că e foarte posibil ca el să își dorească. Dacă cunoaște, să vrea să dorească storceagul. Să-l vrea pe acel de acasă. Noi la masă eram cu o prietenă care este din Tulcea. Jumătate lipoveancă, jumătate ucraineancă. Deci în principiu știa că am ce mâncat și ea, nu numai tu. Da, și nu era deloc ce trebuia. Și e o mare dezamăgire. Însă, lucrurile se mișcă în bine. Acesta este nu neapărat o excepție. Dar aș vrea să ne concentrăm pe ce putem găsi în diverse regiuni și ce ar trebui să urmărim, de fapt. Poate nu facem neapărat o călătorie culinară. Scopul nu este să descoperim România din farfurie. Da, dar și nițelul cu cartofi prăjiți le putem găsi oriunde, în principiu, exact. Nu? Dacă tot poate, sunt dacă în tot județul X. Dacă tot am ajuns în Banat, hai să nu mai mâncăm pizza cu prosciutto și să luăm ceva cu șonc. Sau să cerem pizzarului. Ai găsit în Banat pizza cu șonc? Nu există. Șoncul se mănâncă în familii și, păi, din ce știu eu, pentru că n-am ajuns foarte recent în Banat, încă n-a pătruns șoncul cu adevărat în restaurante. Nici eu încă nu l-am văzut. Și că, de fapt, nu există foarte multe restaurante regionale sau în Banat. Însă, la nivel de țară, avem din ce în ce mai multe puncte gastronomice locale, care sunt, practic, niște restaurantele din zona rurală. Și ele funcționează după niște principii simplificate, dar sunt autorizate, sunt și ele controlate de organele sanitare veterinare și cele fiscale, ca totul să fie cât mai bine pentru turist. Ce sunt obligate este să folosească materie primă din ogradă sau de la vecini, din localitate, să facă rețete care sunt specifice zonei,
Da? Nu te duci în munții Aninei să mănânci cheesecake, corect? Vreau o plăcintă cu brânză cinstită din zonă, că sigur fac oamenii pe acolo, că sigur sunt stâne. Și mai trebuie să fac foarte puține feluri de mâncare în fiecare zi, aceste puncte gastronomice locale. Sunt obligate să aibă un meniu foarte scurt. De obicei sunt cam două ciorbe, două, patru feluri principale și unu, două deserturi din care să alegi, pentru că ele au voie să servească un număr foarte mic de turiști pe zi. Se deosebesc de restaurante. Cum le găsești? Căutând pe internet? Le cauți pe internet. Sunt site-uri care sunt dedicate acestor puncte gastronomice locale. Sunt o modalitate absolut fantastică, nu doar de a gusta regiunea respectivă. Uneori găsești diferențe între cum se face o mâncare într-un sat și altul, la distanță mică situație fiind. Dar e și o modalitate foarte faină de a intra în contact cu oamenii locului, pentru că aceste puncte gastronomice locale sunt în ograda omului. Tu mănânci de cele mai multe ori într-un foișor pe care omul l-a făcut în curtea lui și servește copilul familiei sau tatăl, mama gătește și intri în contact cu ei și îți povestesc și de unde au luat rețeta bunica, străbunica, cum mâncau ei și de ce cred că ar trebui să gust și tu ceea ce mănâncă ei sau mâncau în copilărie, de ce e important să păstrezi aceste preparate în viață. Eu mergând la familie săptămâna aceasta în Constanța, am aflat de la soacra mea despre o așa numită prajilă din Vâlcea, de care n-auzisem în viața mea, un preparat foarte, foarte exotic pentru mine, din nume. În realitate este am putea să-i spunem că este o mămăligă pripită, însă se prepară total diferit de orice altă mămăligă, pentru că presupune să bați niște ouă ca pentru omletă, să adaugi mălai și să pui apoi lapte bătut, după care toată compoziția aceasta stă pe foc până devine o mămăligă pripită, cu un gust pregnant de lactată. O astfel de prajilă ar fi fain să găsești în meniurile punctelor gastronomice locale. Eu personal am mai multă speranță de la aceste puncte gastronomice locale decât la restaurantele românești din țară. Pentru că restaurantele românești până acum, și nu pare că vor să iasă din această anchilozare, îți servesc un meniu foarte standardizat românesc și foarte selectiv. Știm bine că ai fasole cu ciolan, ai ciorba de văcuță, ciorbă de burtă, ciorbă de pui cu tăiței, ai sarmale mix grill, o eventuală rădăuțeană, ai tochitură dobrogeană sau bucovineană, moldovenească, cam peste tot și indiferent că ești la Suceava sau la Craiova sau la Tulcea, tu în meniu și în farfurie primești cam aceleași lucruri. Și în lipsa unor restaurante urbane, punctele care să fie mai deschise în a exploata această moștenire culinară foarte bogată, punctele gastronomice locale vin și fac exact chestia asta. Te scufundă în specificul culinar al locului, instant și la prețuri foarte, foarte bune, pentru că nu practică prețuri de oraș. E în Brașov un local, am spus că nu vorbim despre numele lor, în care mănânc ciorbă de salată. Ciorba de salată ardelenească. Știu exact locul la care te referi. Eu merg acolo pentru... Cu popara, cu slănină din ea și... Pentru clătita brașoveană merg acolo. Mergem pentru melci de crisbă. Mergem acolo pentru... Cred că sunt două restaurante în Brașov atunci. Cred că acest, sunt acest două. Acest merci de crisbav nu i-am văzut prin meniu. Apar doar sezonier. Și apropo de melci de crisbav, apropo de sezonier, broasca. Broasca găsim în Banat. Și la Mândra, lângă Făgăraș, și o mai găsim și pe la Brăila. Bineînțeles că o mai găsim și la Brăila. Mie mi-a plăcut foarte mult povestea din Banat, pentru că... Mă întreabă din regie ce este broască. Este piciorul de broască care este de la Murmoloc spre... Pui de baltă. Este practic broasca încă nedezvoltată. Adolescent. Puiul de baltă. Puiul de baltă. Există în Banatul, se știe că este multietnic. Practic este, a fost locul de joacă al politicii de colonizare Habsburgi. Și parte din coloniștii care au fost aduși acolo au fost francezi.
nu foarte multă lume știe că au fost francezi în Banat. S-au maghiarizat, s-au germanizat, nu mai sunt foarte mulți, urmașii lor au mai și plecat înapoi în Franța, dar există acest sat numit Tomnatic, dacă nu mă înșel, în care se mai fac încă pui de broască și pare să fie o rămășiță a vechii moșteniri culinare franceze. Melci, se fac niște melci murați, tot în Banat, însă surpriza mea a fost că acum câteva săptămâni s-au de vorbă cu o informatoare, o doamnă foarte drăguță, așa spunem noi în cercetare, în sociologie, informator. Da. În România cu un trecut comunist, da, s-ar putea să nu fie, trebuie specificat ce înseamnă. Da, o doamnă care mi-a oferit câteva rețete din Moldova, printre care și această rețetă de melci cu usturoi și leuștean. Și mi-a povestit și când se culeg melcii, cam prin luna mai, sfârșit de mai, numai târziu, pentru că apoi se reproduc și numai au gustul care trebuie, neapărat după ploaie, cel mai bine dacă a și tunat înainte. Nu sunt povești, toate aceste condiții au un rezultat direct în calitatea cărnii de melc. Și este o rețetă care pare foarte exotică pentru foarte mulți dintre noi, pentru că nu consumăm melci în mod tradițional, credem noi. Dar doamna avea rețeta de la străbunica ei și partea cea mai frumoasă pentru mine a fost că tatăl meu a copilărit la doar câțiva kilometri de acea localitate, astfel încât am pus un dat pe telefon și l-am întrebat. Vezi că nu. El n-a auzit în viața lui să se mănânce și tatălui meu îi place mâncarea și este și gătească, o face foarte bine. Și încă mai aflu lucruri noi de la el de fiecare dată când vorbim despre mâncarea din copilărie. Deci clar ar fi știut dacă se găteau melcii în satul respectiv. România este atât de diversă, de la sat la sat uneori sunt diferențe, încât atunci când mergem în vacanță sau mergem cu treabă și oprim pe marginea drumului să mâncăm în România, să încercăm să o facem conștient. Să încercăm să refuzăm prima ofertă, pizzeria, șaurmăria, restaurantul de pe marginea drumului care are acel meniu standard din care, pe care îl știi și de care ești sătul, poate. Știu că, da, mai ales în călătorie, ai nevoie de puțină stabilitate, de confort psihic și atunci o să alegi poate o mâncare pe care o cunoști. Că e familiară și îți face bine. Dar din când în când să încercăm să întrebăm în localitatea în care am oprit despre ce se poate mânca specific locului. Și poate vom afla despre un punct gastronomic local sau un mic producător care face o brânză specială sau un sirop de fructe sau o țuică, o palincă, nu? Mai sunt și din acestea. Am fost în Bucovina prima oară, chiar acum 10 ani, în voiajul de nuntă și m-am întâlnit cu maestru Mihai Pânzaru Pim, cu care sunt prieten de mult, și l-am întrebat, maestre, unde mă sfătuie să mănânc bine? Și el mi-a explicat unde mergi în cărciumă, întreabă pe bucătar ce-ți dă să mănânci. Nu te uita în meniu, întreabă pe bucătar ce-ți dă să mănânci, pentru că el îți va da ce are el mai bun. Eu atunci am crezut că este, maestru fiind mai spumos, mai expresiv, am zis, este un fel de a lui a povesti și peste niște ani m-am întâlnit cu Gheorghe Flutur, care a împărățit mult timp acel județ și mi-a explicat care este secretul acelei zone. Respectiv vreo 600 de unități care spun să mănânce de județul. Și atunci, practic, oamenii ia fac concurență și făcându-și concurență unul altuia, nu-și permit să piardă clientul pentru că se mănâncă bine. Una dintre mâncăruri este... Da. Se mănâncă bine în Bucovina și se mănâncă mult și cu multă smântână și este absolut delicios. Am fost de curând, am fost în mai. Eu am fost în iunie și voi fi peste două zile din nou. Ah, minunat! Wow! Trebuie să-mi povestești ce vei mânca pe acolo. Sau să-ți spun și eu pe unde am mâncat și să mergi. Hai să-ți spun la telespectatori pe unde are lucruri frumoase. Mâncăruri frumoase, gustoase. Nu am întâlnit ceva care să fie rău în Bucovina. Mesele de post pot fi mai puțin atrăgătoare pentru cine nu știe ce bine se poate mânca. Masa de post, dacă știi să o prepari și nu te zgârcești la sare și la condiment, poate fi gustoasă. Da, varietatea legumelor și modul în care le prepari, cu puțină creativitate. Bucovina, păstrăvun smântână, hribicul smântână,
tocinei cu smântână. Cam totul tocinei cu... care de fapt îi faci din cartofi cu niște smântână și ou. Cartofi cu ou, da, și cu puțină și presărat acolo, da, sare, da, da. Și se trebuie pentru ei. Scrijelele. Este o... Scrijelele sunt acele felii de cartofi coapte pe vatra sobei, pur și simplu, pe sobă. Cu sare sunt absolut minunate și trebuie gustate. Mai există ceva ce a apărut de relativ curând și pare să facă carieră, ciorba ciocăneșteană, care exploatează două din lucrurile pe care Bucovina le are din plin și le are bune rău, păstrăvul afumat și hribii. Și se pun împreună în această ciorbă inventată recent în Ciocănești. Și este incredibilă, trebuie neapărat gustată, pe lângă mai vechea, dar nu atât de vechea, ciorbă rădăuțeană, care de fapt are nici 50 de ani. În 83 a fost inventată. Da, cam așa. Norocul la doamna aia că n-a avut burtă. Înțeleg că ar fi vrut să facă ceva mai lejer, pentru că soțul n-ar fi mâncat burtă, dar îi plăcea zeama sau pe acolo. Apoi sunt cozonacii din Bucovina și poalele în brâu. Și cozonacul ăla cu ciocolată în cuptor, care e cam greuț, da. Cam totul e greuț acolo, dar e bun. Și apoi ar fi, nu știu, uite, în curând de Sfânta Maria, pe 15 august, va fi pelerinajul de la Hagi Gadar al comunității armene. Vin, da, de la Suceava. Nu numai din România, vin armeni mai din toată lumea la acest pelerinaj, la care doamnele din comunitate pregătesc ciorba tradițională, supa de urechiușe, aganciabur. Și o împart și cu... și cu străinii? Împart cu străinii, în primul rând că sunt ortodoxi, prin urmare nici măcar nu este o diferență de cult. Ba chiar cine are o dorință și vrea neapărat să-i se îndeplinească, este îndrumat să meargă sâmbătă și să le ajute pe doamne să facă 40 de urechiușe. Urechiușele sunt cam ca niște ravioli, da? Un paste umplute cu carne de vită și li se dă o formă specifică care seamănă cu urechea. Și se spune că dacă ai răbdare să modelezi 40 de astfel de urechiușe, dorința ta va fi îndeplinită. Alții preferă să urce dealul spre mănăstirea Hagi Gadar în genunchi pentru a obține același lucru. Eu aș merge pe urechiușe. Păi da, genunchii se pot juli în dealul ăla, care nu e chiar ușor. Ai mâncat în vreun restaurant ciorbă năcrită cu corcodușe? În restaurant nu, acasă da, că mama face și are grijă în fiecare primăvară spre vară să pună la cămară. Eu sunt ardelean, eu recunosc că am auzit de borș și ciorbă făcută cu borș în 2000 când am venit în București. Da, corcodușe. La 21 de ani. Nici de corcodușe nu știam. Da. Corcodușe mi-a făcut cineva de prin Telorman. Dar cu vișine ai mâncat? Borș de fasole... acrit cu vișine? Nu am mâncat. Tocmai asta vreau să te întreb. Aceste lucruri, când le guști, de fapt sunt altceva. Se schimbă. Uneori nu se schimbă fundamental. Pentru că, în definitiv, că este zarzăre, că e vișină sau coarne. Am aflat de curând de la tatăl meu că bunicul meu făcea înăcrea, usca coarne peste iarnă și le folosea pe post de înăcritor. Mai poate să fie aguridă, strugurele încă verde, necopt. Toate acestea, de fapt, sunt substanțe de acrire. Deci, am ajuns acasă înainte de Paști și m-a trimis tata până la o vecină din sat. Tatăl meu având 84 de ani și vecina lui fi mai mare cu câteva luni. Mm-hmm. Că am avut ceva de discutat cu ea și mătușa Valerica punea așa mănunchiuri mititele de leurdă și de măcriș sălbatic și îmi spunea că le pune în congelator, în hârtie și cu ăsta, băiete, voi înăcri, voi da gust la fasole, cu ăsta fac nu știu ca de care ciorbă. Am uitat ce mi-a spus, dar practic din cele două, leurdă și măcriciul sălbatic, care îi dă puțină acreală, da, ea avea 6-7 feluri de mâncare pe care să și le facă și mai târziu, nu acum. Lucruri pe care nu te mai întâlnești. Sau te întâlnești dacă ai noroc. Se mai pun, dar la oraș se pun mai puțin și mai greu. În rural se mai pun. Frumusețea este că vin din spatele tinerii care sunt foarte avizi de acest tip de
de practică alimentară, de a folosi ingrediente locale, de sezon, și nu se va pierde. Zic eu că nu se va pierde acest obicei, cu atât mai mult cu cât în fața globalizării ne speriem și ne refugiem în farfurie, în cămară. Nu putem să nu vorbim, apropo de plimbat prin țară, de clătitele maramureșene, cu brânză dulce și cu niște stafide și cu ou. S-ar putea să nu mai putem vorbi până din cauza foamei. Am fost la o nuntă la Ineu și... Ineu de Arad? Ineu de Arad. Lângă Moracul Noroc? Am stat într-una din mori, că sunt mai multe pe Arieș. Mi s-a spus că n-ar fi aceea cu noroc. Da, există și aia cu noroc original. Există. Ei, oricum erau porci... Se vedeau de la fereastră. Lică cu... Sămădăul, de fapt, a existat. Nu a fost mormânt de carte. Are un mormânt a existat într-o... Sau, un pic altfel, s-a ocupat cumva cu ceea ce... Era lotru. Era și Sămădăul grofului și era și lotru. Exact. Și da, avea practic niște interpuși care în moară trăgeau țăranii de limbă. Și când spunea câte un țăran, așteptând la moară cu un rachiu în față, că mai era acasă doi viței sau... O rămas numai nevasta sau fata acasă, mergea și fura. Lua ce-i plăcea, inclusiv parte femeiască. Exact. Adică Sămădăul are cântec făcut de Florica Duma. Serios, nu știu, o să-l caut, chiar vreau să-l aflu. Dar ce-ai mâncat la Ineu? Am mâncat printre multele lucruri, pentru că atunci când ești acolo oaspete, doamne, e greu să fii oaspete, acolo am mâncat acele celebre clătite Ana Lugojana, care au muntele înnecate în sos de vanilie și cu bezea, o plapumă de bezea, da, atât deasupra. Și veneau așa într-o strachină de... Le-am mâncat în Timișoara pe alea. Da, păi sunt specifice banaturi. Deci este, după ce mănânci o porție de aceea, poți să hibernezi ca ursul 3 ani, nu 3 zile. Absolut delicioase. Se mănâncă foarte bine în România, dar într-adevăr trebuie să cauți puțin, trebuie să întrebi, pentru că nu e prima pe dreapta. Și trebuie să fie și clar omul care sfințește locul, da, patronul sau bucătarul care să-și dea interes. Și eu zic că avem nevoie în ecuația asta și de consumator, de clientul care cere, care intră în restaurant și spune ok, aveți pizza și paste și burger. Care pot fi o soluție de avarie foarte bună. Să da, nu uităm, dar să nu fie singurele soluții. Câteodată o focaccia de aia care ți-o face cu usturoi, cu brânză, da, acela e restaurant italian. Hai să avem și restaurante române, să avem și italian, și francez, și chinez, și indian. Eu tocmai am venit de la un restaurant indian, după cum bine. Da, ai întârziat un sec de oră. Mulțumesc. E bine să avem de toate, dar să și dacă le amestecăm, să facem cu cap, pentru că nu orice amestecare de bucătării se cheamă fusion, se poate chema simplu carcalete. Dacă avem un restaurant românesc, atunci hai să nu mai fie românesc. Ce înseamnă românesc? Focaccia. De unde e? Sau să fie cu focaccia sau cu somon? Sunt în Maramureș, vreau să mănânc ce mănâncă oamenii din Maramureș și atunci... cu siguranță turiștii vor fi nu doar încântați, vor povesti și acasă și vor veni alții. Sunt pe clisura Dunării, să zicem. Pe clisura Dunării chiar am fost cândva, tot acum vreo 10 ani. Acolo? Eu n-am ajuns. Și aveau un meniu somon și... Dorada. Somn. Și atunci iubita, între timp soția mea dragă Natalia, a zis că ar vrea un somon. Și i-a spus somonul ăla: Doamnă, zice, somnul din Dunăre, somonul din Norvegia. Noi îl avem pentru că sunt oameni care nu mănâncă somn, dar nu vreți să încercați. Omul acela, îl iubesc pe omul acela, a făcut deci exact ceea ce trebuie. Eram singurii clienți, un 4 ianuarie, dintr-o pensiune și un restaurant. A făcut ceea ce trebuie și noi ne-am dus spre cameră, că am și dormit acolo, încântați, bucuroși, mâncând ceva bun. Poți să mănânci doar acolo lucrurile. Chiar dacă a stat, o fi stat și la probabil în congelator niște săptămâni. Dar a fost din Dunăre, nu a fost din Norvegia. Exact. Nu-i nimic rău cu somonul, nu-i nimic rău cu peștele de mediterană, dar avem produse care merită promovate, care merită gustate și nu zice nimeni că dacă mănânci astăzi somn, mâine nu poți să mănânci somon. Poți să mănânci orice, oricând. E ca, un pic cam ca la copiii mici, că le spui doar gustă. S-ar putea să-ți placă. Dacă nu-ți place, nu-i nicio problemă, dar ești dator să guști odată.
Și cred că suntem datori să știm ce mănâncă conaționalii noștri. Și o să fim uimiți de cât de multe lucruri nu știm despre ce se mănâncă în alte zone, uneori chiar la o aruncătură de băț. Și România în farfurie poate fi extrem, extrem de exotică. După cum vorbeam de melcii murați, bun, nu pe toate gusturile, e adevărat, dar e incredibil ce pot face unii oameni din câteva legume. Sau hribii murați. Hribii murați, de ce nu? Am primit niște hribii murați de la finii noștri care sunt de la Nehoiu, de acasă. Acolo am copilărit, în deci, zona aceea. Deci, nebunești. Soția mea chiar mi-a spus, te rog frumos, ai gustat, ai văzut, cele sute de trei borcane rămân la mine. Și sunt izvoare sărate, multe, în Buzău, mai ales în zona de Almunte, și e posibil să fie în slatină, să fie murați în apă sărată. Oamenii se duc și iau pentru murături apă sărată, gata, din și aceste izvoare. Și în Maramureș, de la Hocna, da. Șugatag, am oprit, da. din pe Petruiura, care tot vine la emisiune aici, care este în Noncești, și acolo, practic, știu slănina în slatină. Da. Este o apă gata, sărată, naturală, și înțeleg că este numai bună pentru un anume tip de varză în anumite zone. De ce în anumite... Chiar am avut o experiență anul ăsta, în anumite locații din zone exotice, se feresc oamenii la micul dejun bufetul de des să-ți tai o slănină de la ei din zonă, și o poți găsi într-un lanț, de exemplu, într-un oraș mare, o slănină grozavă. Unde este chelcășozul? Eu cred că oamenilor le e frică să nu dea greș. Nu, când ai o afacere, vrei să fii sigur că o să ai încasări. Păi da, atunci... Și atunci mergi pe ceea ce știi că știe toată lumea. Când ai, oricum un mic dejun destul de bogat... S-ar putea ca slănina aia, dacă au pus-o într-un bolișor, să nu fi fost mâncată de mai nimeni? Și până ajunge Novicențiul la ea să nu mai fi să scoată nimeni eu? Eu cred că nu, dar cred că nu au curaj. Uneori lucrurile merg bine și nu vrei să le schimbi. Și atunci nu vei risca. Sau mai e ceva, e posibil să necesite o bătaie de cap în plus. Cine să ți-o face, să de găsești cumperi producătorul, să te asiguri că poate să îți livreze la aceeași calitate, deci vorbim de constanță, în fiecare lună a anului. Dintr-un porc ardelenesc de 230 de kg faci 70 de kg de slănină. În orice restaurant ți-ai asigurat tot anul. Unii da, unii poate au nevoie de mai mult. Atunci tai doi porci. Cred că lucrurile se schimbă și au început să apară. Am avut surpriza să văd la restaurante și la pensiuni și mezeluri locale, și am fost la o pensiune în Corund, o fostă școală cumpărată de un fost elev, transformată în pensiune, pentru că era în paragină, și era în sistemul acela în care tu practic închiriezi toată casa, toate camerele și stabilești cu un meniu dinainte. Nu-ți găteau, aveau, în afară de faptul că puteai să ai o ofertă, dacă nu înșel, restul era totul rece. Și aveai mezeluri și brânzeturi și o înșiruie de vreo așa, de 20 de borcane de dulceață, așa arăta unul lângă altul, pe un bufet de acela secuiesc, din lemn, frumos, verde. Și erau toate borcanele aliniate și ți alegeai și aveai de coarne și de muguri de brad, deci de muguri de brad și de conuri, de pini, de conuri, da. De toate nebunile, pe lângă fructele clasice și iubite, zmeură, căpșune și așa mai departe, nu ți ajungeau diminețile să poți să le încerci pe toate. Sunt oameni care înțeleg că diferențiindu-se prin alegerea și oferirea produsului local, ei câștigă foarte mult. Sunt alții care încă n-au ajuns la acest pas, dar e o etapă și probabil că vor ajunge. Trebuie să recunoaștem că este mai bine ca oricând acum, în acest moment, comparativ cu acum 20 de ani, România, da, pe partea gastronomică, sau acum 10 ani, este la un nivel înalt. Exact. Dar mai ales în țară mai e loc de creștere. Partea frumoasă este că dacă noua bucătărie românească, cea pe care am studiat-o eu 5 ani și care este o mișcare de fine dining, deci mișcare de top, dacă ea se adresează unui segment restrâns de populație, restrâns din punct de vedere al educației și a venitului,
Acum vedem deja bistrouri și mici restaurante care împrumută idei de la cei care au deschis drumul cu bani mai mulți și cu risc mai mare și putem să mâncăm lucruri românești și în locuri în care nu ne-am fi așteptat înainte. Am avut chiar... Bine, eu critic Făgărașul. Făgărașul este un oraș scump, dar am fost cu socrul meu prin Bucovina și prin București și prin Brașov și poți găsi localuri celebre care au un bun simț al prețului. În cazul în care nu dorești Doradă sau Vita, care automat sunt mâncăruri scumpe, ce sunt mai apropiate decât multe restaurantele din Făgăraș sau din zone aparent nu neapărat foarte bogate. Da, mi se pare un lucru de bun și simț. Și eu îmi scot pălăria față de acești patroni de localuri puternice, mari. Da. Au probabil care, singurul laș care le permite să facă Au și Vita aia care costă 80-110 lei. Da. Dar îți pot da și ciorba aia foarte bună la 24 de lei, nu la 40, sau un buls la 27 de lei, care ar trebui să fie mult normal costul lui. Deci e raportul corect între calitate și preț, între ce o ciorbă simplă, știm cu toții cam din ce e făcut, uităm că există și chirie și utilități și salarii și taxe și așa mai departe, dar chiar și așa, există un prag de bun simț, să spunem. Ciorbă de ceapă cu ciorbă de brânză cu ceapă verde. Sună românește? E foarte oltenească. Și am făcut-o de curând, acum câteva zile, și este absolut delicioasă. Dresală, o ciorbă, o variantă de ciorbă moldovenească care se mănâncă rece. O ciorbă de vară în care se fierb câteva legume, ce ai la îndemână, cartof, un ardei, un morcov. Și peste care pui foarte mult lapte bătut și mărar mult și mănânci și plângi de bucurie. Și astfel de ciorbă nu poate să fie scumpă și aș vrea să o găsesc în cât mai multe locuri. Aș vrea să găsesc în fiecare restaurant o ciorbă a lui, un fel principal sau un desert. Nu vreau să merg pe oriunde mă ajunge și să găsesc aceleași lucruri. Pentru că într-o vacanță de 4, 5, 7 zile trebuie să mănânc în fiecare zi măcar de 2 ori, nu? Și atunci am mâncat în prima zi și mi s-a părut nou și bun și extraordinar. A doua zi încep să îmi zic, e tot ca ieri. În a treia zi sunt în alt oraș, dar practic mănânc ce am mâncat în celelalte orașe și așa mai departe. Și este păcat. Este păcat pentru că avem, de fapt, această varietate. Nu trebuie să inventăm nimic. Trebuie doar să ne uităm în cărțile vechi sau să ne uităm la cercetători, la jurnaliști, la gastronomi, oameni care vin și spun pe masă și zic, uite ce se făcea la tine în zonă până acum 10, 15, 20 de ani de când s-au modernizat oamenii. Poți să faci chestia asta și vei fi sigur că oamenii vor fi atrași de un meniu diferit și gustos. Și local. Și vezi? Buguri, vezi progrese. Da. Am avut surpriza tare plăcută și să văd că că se întâmplă. Găsesc rețete pe care eu și colegii mei le povestim și apoi le găsim în meniuri temporare ale unor restaurante în București, în Brașov. Este minunat că se întâmplă chestia asta. Să mergi, să-ți poți găsi și mâncarea standard, dacă... Nu e, dacă ești foarte conservator, dar să-ți poți găsi și ceva specific. Da, ea va exista totdeauna. Mâncarea standard va exista totdeauna. Și normal să fie. Și e normal să fie, dar trebuie să ai alternative și multe și variate, adică adevărate alternative. Adina Sotoleanu, îți mulțumesc frumos. Astăzi am vorbit, cum se spune, cu apă în gură, ascultându-ți rețetele și minunățile de prin țară. Sper să... Facem o emisiune pe tema aceasta și peste un an în care să spunem că fiecare dintre noi, poate și colegii din regie, au mai descoperit lucruri. Ar fi minunat. Stimați telespectatori, mergeți și gustați și România. La revedere!